Alo, bună ziua! Alo, da! Aș vrea să fac și o programare pentru data de 16. Ce vrei tu pentru să faci programare acum, mă? Păi, n-am sunat la Super Beauty Style? Păi da, mâncați așa, dar nu așa funcționează, nu mă sun direct pe mine, că s-am ocupat. În primul rând, sun la asistentul meu personal. Dacă ai noroc, ăla te pasează asistentului lui personal. Dacă ai și mai mult noroc, primești o programare la asistentul lui personal și dacă ai multă baftă, ăla te programează și în 4 luni de zile vii la noi la salon. Domnule, dumneata, glumești? Eu sunt clientul video la salonului. Ah, în cazul ăsta 3 luni jumate. Cu plăcere. Păi am nevoie să-mi fac părul că arată oribil. Așa este, ai dreptate. Adică mă ajutați? Nu, adică te aprob când zici că arată oribil. Păi și ce facem? Nu știu voi acum ce faceți, dar eu fac mulți bani. Haideți, domne, vă rog, eu mult, vă luați bacșiș frumos. Ce bacșiș ai tu, dragă? Că clienta mea fidelă, Geta, mi-a promis Mercedes-ul ei. Tu ce poți să oferi? Stați, un Mercedes pentru o coafură? Avea și puțin vopsit, dar știi cum e, în general banii vorbesc, iar la mine zic să rămână bossul când trec pe la tine. Haideți, domne, vă rog eu frumos, haideți că am nevoie foarte tare. Bine, fata mea, hai că te pun pe listă secundară să văd dacă îndeplinești condițiile. Numele? Anisia. Aha, ocupația? Șumeră. Îmi pare rău, nu pot să vă ajut. Nu, actriță, actriță. Așa. Starea civilă? Căsătorită. Îmi pare rău, nu pot să vă ajut. Singură. Așa, fata mea, vezi că ne înțelegem. Salariu? 4.000 de lei. De lei? Îmi pare rău, nu pot să vă... De euro, 4.000 de euro, de euro. Arăți bine? Păi de ce? Și de ce mă întrebași de starea civilă? Păi știi cum e, la voi la actorie acolo, înainte să iei rolul, te culci cu directorul. Așa și aici, înainte să iei freza, te culci cu frizerul. Adică, înainte să te iau puțin pe la spate, te iau puțin pe la spate. Următoarea întrebare. Mai aveți și altele de la bănci? Cum adică la alte bănci? La cât costă acum măcar un credit pe 12 luni să ai și tu. Au ăștia la guvern și un program, prima freză. Primele 3 luni te iau în față, următoarele 3 luni lateral și dacă îți rămân banii te termin, dacă nu, rămâi cu capul neterminat. Cum ar veni? Fără toată țigla pe casă. Cum? Dumneavoastră aveți comenzi dacă sunt așa de scumpi? N-ai tu fire în cap câte comenzi am eu. Știi cum e? Câtă frunză, câtă pleată. Haideți, vă rog, cum facem până la urmă? Pe o scară de la 1 la 10 cât de rău e porn? De 8. Ia, trimite-o poză. Care m-a mâncat să-și că ăsta e 18, că am crezut că e mopul cu care șterzi pe jos nebunul ăla-i păr. Dar trimite fata o poză cu fața, nu cu curul. Să înțeleg și eu ceva de acolo. A, auziți, dar vă rog frumos, sunteți cam arogant de acum. Drăguță, nu mă fă să te iau de perciuni, că în primul rând nici nu-ți permiți de bani, da? Haideți, domne, să o dăm cumva la pace, că am nevoie să-mi fac și sprâncenele și mustața. Într-adevăr, trebuie, că ai o mustață, am crezut că ești cu mătru cu Liviu Dragnea. Și sprâncenele de unde două? Că e una singură, ai o mustață sus, una jos. Practic ai un egal pe față. Păi, eu ce zic? Cumva până la urmă? Sfatul meu, pentru că mi-ești simpatică și ai zis că vrei să te vopsești, e simplu. Mergi frumos la supermarket, ți-ai vopsea de păr și te speri cu ea pe cap. Ce? Adică te vopsești. Păi cum, că eu nu știu să mă vopsesc. Păi tu crezi că noi știm? Dăm și noi pe cap până să acopere toate firele. Păi și ce vopsea să cumpăr? De care vrei tu că tot aia e? Tu crezi că noi aici, când te dăm la salon, te dăm cu ceva mai scump? Tot la 30 de lei din supermarket. Doar că diferența e așa. Aici poți să pui poză pe Facebook și spui: vai, best salon in town, woke up like this, I love to be a zână. Vai, domne, măcar atâta, mulțumesc frumos, na, mulțumesc pentru sfat. Cu plăcere, băbuș, vezi că îți trimit factura. Stați, pentru ce factură? Păi cum pentru ce? M-ai ținut 3 minute la telefon, îmi datorezi 5.000 de euro. Hai, te-am pupat. Fa dracu pandemia asta. Păi dacă știam că să scumpești frezatul, îmi făceam provizii de peruci cum mi-am făcut provizii de drojdie. Măcar asta nu sunt puti. Două lucruri ai de făcut în viață. Să nu-ți superi soacra și frizerul. Cât din ambele ești scărmănat. Salutare, oameni dragi! Dacă ați ajuns până aici, înseamnă că v-a plăcut. Mulțumim! Desigur, nu uitați să vă abonați pe YouTube, Facebook și Instagram, suntem pe toate trei platformele și mulțumiri speciale celor care ne susțin pe Patreon sau cumpără hainele noastre, merchul nostru de pe t-shirtfactory.ro. Apreciem foarte mult, ne ajută incredibil de tare, mulțumim!